Bună seara! O nouă reîntâlnire cu publicul în galeria Lascăr Vorel, la vernisajul expoziției prilejuită de Simpozionul Național de Arte Plastice. Tazlău, izvor de inspirație, ediția 3-a, 2018. Probabil ați văzut tablourile, să vă prezint și artiștii care aproape s-au așezat în ordine alfabetică. Grigore Agachi, Mihai Agapi, Ovidiu Buzec, Dumitru Bostan, Lucian Gogu Craiu, Lucian Tudorache, Nicu Moroșan și subsemnatul Ștefan Potop. Și Bogdan Enache. Și Bogdan Enache nu era la catalogul de trebuie. Da. Să dăm cezarului ce e al cezarului, ca să nu cumva să greșim și să mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat la buna desfășurare a acestui eveniment. În primul rând Consiliul Local și Primăriei Tazlău, apoi ocolul lui Silvic, care a făcut în condițiile date tot ceea ce a fost posibil omenește ca să ne simțim bine acolo în acea săptămână ploioasă. Deci la între 23 și sfârșitul lunii iulie a fost organizată această tabără în frumoasa Poiană Preluci. Am înfruntat umezeala exterioară și interioară și am reușit să realizăm aceste lucrări, care 20 dintre ele vor merge pentru a treia oară în patrimoniul Pinacotecii Primăriei Tazlău. Dacă o veni și domnul viceprimar, mai repet o dată mulțumirile mele pentru Primăria Tazlău. Să nu uit să-i mulțumesc și lui Bogdan Enache, care a tehno-redactat acest frumos album, și să mulțumesc și mie pentru răbdarea cu care am avut. L-ai așteptat să-ți profit de ocazie să-i ofer acest album domnului primar. Dragoș Titic, poate că la anul o să scriem și cu ajutorul primăriei Piatra Neamț pentru o tabără care o vom organiza împreună. Să sperăm că eu am inițiat de acum o convorbire cu compartimentul comunicare de la primărie și vă zic că și e o idee bună. Da, cred că e o idee foarte bună și eu profit de ocazie să vă mulțumesc pentru acest catalog, să vă mulțumesc pentru invitația la această expoziție, la care chiar vin cu foarte mare plăcere. Sunt unele lucruri care mă leagă de Tazlău. Soția mea o perioadă a locuit acolo, domnul Ștefan Potop știe lucrurile acestea. E o localitate foarte frumoasă, o localitate care, așa cum se observă, inspiră artiștii și chiar mă uitam să văd dacă se simte vremea ploioasă care a fost în acea perioadă.
Eu spune că sunt lucrări luminoase din punctul meu de vedere al nespecialistului și chiar lucrări extraordinar de frumoase. Și aici aș vrea să aduc o apreciere deosebită primăriei Tazlău, care din ceea ce eu știu a făcut ca acest eveniment să devină o tradiție și sper să continue lucrul acesta. Evident că vă aștept și pentru Piatra Neam să veniți cu un proiect atât timp cât sunt artiști din orașul nostru, artiști din zona în care trăim, cu mare plăcere finanțăm aceste activități, pentru că, într-adevăr, trăim în oraș, într-un oraș cu oameni deosebiți, trăim într-un oraș cu artiști deosebiți și cred eu că merită să fie acordată o atenție deosebită și comunitatea trebuie să-i sprijine. Vreau să vă spun felicitări pentru ceea ce ați realizat și sunt convins că ne veți mai oferi, inclusiv în acest an, momente deosebite aici la galeriile de artă Lascăr Poler din Piatra Neamț. Aș vrea să nu ratez momentul să reamintesc celor care știau, dar să spun și celor care nu știau că văd că elevii noștri de la liceul de artă au început să vină la vernisaje și bravo lor. Voiam să spun că Tazlău are o îndelungată tradiție artistică. Scriitorul Mironescu a făcut în anii 30 un sanatoriu, dar nu în sensul de a trata niște bolnavi, ci de a îmbunătăți starea bună, da, nu voiam să duc în zona aia, dar oamenii surmenați și obosiți să-și găsească o oază de liniște acolo. Acolo au fost, au vizitat Tazlău și i-au influențat în creații, probabil, Garabeti Brăileanu, Ionel Teodoreanu, mai ales Panaiti Strati, care a fost un bun prieten al lui Mironescu, Ionel Teodoreanu, Păstorel Teodoreanu, Otilia Cazimir și, dacă îl spune domnul Popescu, în ultimul rând și Mihail Sadoveanu, căruia i s-a oferit posibilitatea în momentul când era ministru să preia acea casă de creație, însă o idee bună n-a mai avut continuare, dar asta este o paranteză pe care o închid acum, pentru că vreau să vă spun că citeam un articol de la un reportaj scris la mormântarea scriitorului I. Mironescu, în care se spunea că la înmormântare și cei care au împodobit carul mortuar au fost cei 30 de studenți de la arte plastice care se găseau în practica de vară la însoțiți de profesorul Onoriu Crețulescu. Onoriu Crețulescu a fost profesor la Universitatea de Artă din București, deci probabil studenții aparțineau Centrului Universitar București și nu Iași, de unde era scriitorii enumerați mai sus. Apoi în prin anii 74-75, liceul de artă din Bacău și-a făcut practica de vară la Tazlău. Domnul viceprimar
Vasile Florea își aduce foarte bine aminte de acea perioadă în care și eu abia intrat la liceu, făceam portrete celor mai mari, printre care și lui Nechita, care avea să devină tatăl viitoarei micuța Picasso, Alexandra Nechita, și alți colegi, cum este și colegul meu de bancă din liceu, Silviu Bejan, autorul statuii de la poarta mănăstirii Tazlău. Deci, tabere au fost la Tazlău de acuși 90 de ani. Da. Decesul lui Mironescu, deci când erau studenți în practică acolo, a fost pe 22 iulie 1939. Deci la anul ar fi 80 de ani de când e atestată prima tabără la Tazlău. Apoi s-au mai făcut ediții ale taberei, ale proiectului Tabăra de Arte Plastice, Județeană de Arte Plastice Victor Brauner. Am fost în vreo două, trei tabere la pensiunea Casa Bunicii. Din păcate, acea locație s-a închis. Și cele trei tabere le-am finanțate de Primăria Tazlău, le-am făcut, așa cum v-am spus, în Poiana Preluci, la cabana ocolului Silvic. Consider că acest tip de proiect cumva l-am încheiat anul ăsta, pentru că am mizat pe spiritul de aventură și de haiducie a colegilor care totuși au tolerat niște condiții așa mai improprii secolului 21, dar una peste alta, punând în balanță și ospitalitatea și peisajul și atmosfera și focurile de tabără și eclipsa și vulpile și alte lucruri care s-au întâmplat acolo, consider că acest proiect a fost o reușită. 20 dintre lucrările pe care le vedeți vor merge alături de celelalte 40 de lucrări care ornează spațiile publice ale primăriei și instituțiilor subordonate primăriei Tazlău. Am editat, după cum ați văzut, un număr de 150 de albume care vor răspândi în cu diverse ocazii va disemina acest proiect al nostru și talentul celor 10 participanți. Înainte, ca să dau ultimul cuvânt pentru, eu știu, un mesaj de îmbărbătare a domnului viceprimar Florea, aș ruga pe colegul Nicolae Moroșan, care este purtătorul de cuvânt al bucovinienilor și nu numai, și a unui nucleu dur din tabăra noastră. Sper că
Deci eu v-am spus cum am considerat eu că o gândit și o simțit invitația. Acum să auzim chiar din gura lor. S-ar putea să nu fie chiar cum v-am spus eu. Deci eu sunt purtător de cuvânt al colegilor mei. Așa, așa ai spus, nu? Da. Eu am să mă leg de câteva aspecte. Primul aspect pe care vreau să mă leg, nu l-am văzut de când îl cunosc eu pe Ștefan Potop, așa de pesimist, așa de, nu știu, ne-a dus într-o, niște lucruri care chiar pe mine nu au reușit să mă deprimeze din motive știute numai de Ștefan, dar vreau să vă spun un lucru. În primul rând vreau să felicit oficialitățile din următorul punct de vedere. Ieri și alaltă ieri, la Suceava s-au întâmplat 3 evenimente artistice la care n-a participat niciunul din oficialități. Pentru asta vă felicit. După aia, vă mai spun un lucru. Înainte de expoziția de față, la care sunteți dumneavoastră prezență, am avut eu o personală la invitația colegului meu și bunului meu prieten Ștefan. Totuși eu zic, și o zic cu convingere și un vis al meu, că la câtă putere de creație avem noi, la vremurile în care trăim și la nici vremea nu ținut cu noi anul ăsta, să zicem așa, cred că ar trebui nu să ne se dea nouă artiștilor mai multă importanță. Să avem mai multe spații în care să putem prezenta ceea ce facem noi, munca noastră, a artiștilor plastici, fie că suntem din Piatra Neamț, fie că suntem de Suceava, din Iași sau din altă parte. Nu fac ca un reproș pentru ai mei din Suceava. Vreau să vă spun că nu avem un muzeu de artă. Dumneavoastră aveți norocul să aveți un muzeu de artă. Galeria noastră din Suceava, care are filiala, e o leacă mai mare decât dumneavoastră. Acum așa aici s-a mărit galeria, că au mai dispărut puțin mobilier și s-a întâmplat un lucru, după mine, pozitiv, până la urmă, pentru artiștii plastici care expun aici. Dar eu cred că la... Și nu vreau să intru în tristețea pe care ai avut-o până acum. La lucrurile pe care le facem noi, fără ca să urmărim un scop economic pentru noi, neapărat un scop economic, la activitatea noastră, la cheltuielile care sunt. Pentru, vă spun un singur lucru, o expoziție personală, nu neapărat aici, că am venit eu acum 2 săptămâni în urmă, sau în altă parte. Din partea unui artist, a unui autor care își face o expoziție, sunt niște cheltuieli pe care el le suportă oricum. Dar de ce le suportă? Una dintre colegele mele din filă le spune așa, asta am învățat, asta trebuie să facem. Și noi mergem mai departe, așa ca calul ăla care are ochelare, așa, într-o parte și în alta, mergem înainte. Trebuie să fim susținuți. Dacă nu suntem susținuți, nu neapărat financiar, numai ca prezență. Pe mine m-am bucurat că dumneavoastră sunteți aici. Și închei cu partea oficială. Vreau să vă spun altceva. Ștefan spunea că tabăra asta de la Tazlău a fost o tabără de haiducie. Vremea de anul ăsta chiar a probat lucrul ăsta, dar vreau să vă spun un lucru. Nu trebuie să căutăm în lucrări faptul că a plouat. O singură zi a fost vreo 6 sau 7 ore de soare și în rest într-una au fost ploaie și ceață. Nu trebuie să căutăm în lucrări lucrul ăsta. Vreau să vă spun un lucru. Fără să trecem de alte evenimente care mai multe erau mortoare sau ce-ai povestit tu pe acolo, n-am vrut să le rețin. Nu știu de ce ai venit tu cu gândul ăsta să povestești și nici nu te acuz. Vreau să vă spun un lucru. Tazlău din imaginile pe care le aveți dumneavoastră aici pe Simeze sau din lucrările din celelalte 2 ediții este un Tazlău cu un suflet mare, cu un suflet în primul rând artistic, asta au vrut să transmită și colegul meu Ștefan, adică, cum să spun eu, numai dacă m-aș referi la portretele lui, portretele referitoare la tăzlăuani sau așa. Acolo, eu nu cred că s-o plâns la o mormântare, că n-are cum.
Nu se poate, că tot ai pomenit de mormântare. Acolo lumea, din zonă, din Tazlău, și eu nu fac comparativ cu orașe gen, sau municipii, Piatra Neamț, Suceava sau așa. Avem și noi exemple, avem Iacobeniu. Cea mai frumoasă galerie din județul Suceava e în Iacobeniu. Așa s-a întâmplat datorită domnului Suceava. Vreau să vă spun un lucru. Și datorită nouă că am acceptat invitațiile, acum suntem și puțin malițioși. Nu, deci, domnul Suhar a făcut acolo un lucru foarte bun. Ștefan a vrut să continue ceea ce s-a întâmplat în Tazlău la nivel artistic. Vreau să vă spun un lucru. Exemplele astea, dacă ar fi înțelese de toată lumea, ar fi un lucru fantastic de bun pentru partea de cultură a poporului român. Pentru că noi suntem într-o situație în care, să mă scuze acum domnul viceprimar, sau primar, domnul primar, din păcate, eu vă spun cum o simt. La nivel de instituții publice în țara asta, cultura este undeva cam pe aici, pe undeva sub masă. Mă scuzați că cam așa este. Ceea ce simți, cam așa este. Și în rest, ceea ce facem noi ca oameni, cu mai multă pregătire, cu mai puțină pregătire, cu mai mult talent, cu mai puțin talent. Noi totuși când mergem undeva, am venit eu la Piatra Neamț, să am fost, nu știu, putem să mergem și în altă țară, și am fost și în altă țară cu lucrări. Noi reprezentăm poporul român. La nivelul cultural, că suntem noi buni, că nu suntem buni, asta e partea a doua. Dar, revin la lucrul ăsta. Trebuie și eu sunt bucuros, nu sunt pesimist, sunt chiar optimist, faptul că la Tazlău s-a început un lucru, la Iacobena, Suceava, s-a început un lucru, pentru să zic așa, nu trebuie de sus să vină. Eu nici nu aștept să vină de sus. Să vină conducerea țării și să spună, domnule, artiștii plastici din România sunt cei mai importanți oameni. Doamne fel, niciodată. Mă bucur că se întâmplă invers. Din sate sau comune, nu? Cât un singur sat, aceeași comună, nu? Iacobeniu, comună cu două sate. Care au galerii, care au niște achiziții de artă contemporană, oameni importanți din țara asta, care sunt, nu mă refer la mine, în primul rând, și nici la colegii mei, să mă scuze, sunt alții, mult mai mari, care au venit în tabele respective. Și s-au format, s-a adunat acolo un material artistic care îi dăm de un muzeu cu o clădire foarte mare în fiecare localitate. Deci, lucrul ăsta care se întâmplă, că se întâmplă în Suceava și în Piatra Neamț, ne bucură pe noi că facem parte din județele astea. Dar efectul ăsta, care pleacă de jos în sus, de la un sat, la un sat dintr-o singură, că și sat și comună, sau două sate și o comună, ar trebui să dea de gândit, zic eu, pentru localitățile mai mari. Orașe de județ, municipii de județ și așa mai departe. Pentru că se întâmplă un singur, eu vă spun din experiența mea, se întâmplă următorul lucru. Este o adunare nu ca a noastră și eu mă bucur că este atâta lumea aici prezentă, dar sunt adunări de genul politic, de alt nivel sau așa, și fiecare când ajunge, orice primar din localitatea respectivă vrea să arate ce... Eu vreau să vă spun o reacție care a fost la câțiva primari care au ajuns la Iacobei. Știți care a fost reacția? Și de ce nu am gândit și noi să facem așa ceva? Când au văzut ce s-a realizat. Prin eforturi, prin muncă, prin... Normal că nu se poate face nimic fără bani. Acum, revin la partea asta a noastră, a taberei. Este a doua tabără de la Tazlău la care particip eu. A fost cea mai grea. În primul rând pentru Ștefan, nu pentru noi. Și știe el de ce spune treaba asta. Chiar dacă vremea a fost ostilă activității de creație, grupul pe care l-a adunat Ștefan de artiști, am fost niște oameni care, cum să spun eu, am încercat să trecem peste vremuri, nu peste vreme, și am încercat să demonstrăm faptul că Tazlău merită niște lucrări din astea slabe în colecție. Sper că am reușit,
și vorbesc în numărul, în numele colegilor mei, n-are rost să facem o poveste, să facem un film din ăsta brazilian, din ce am trăit noi acolo. Ce am trăit noi, ne-am trăit și acum chiar și zâmbim despre lucrurile care s-au întâmplat la Tazlău anul ăsta. Singurul lucru care, într-adevăr, probabil a fost așa o probă de duritate pentru noi să vadă dacă mai rezistăm, a fost vremea. În rest, noi ne simțim foarte bine la Tazlău și sper că Ștefan Potop, Ștefan Potop să convingă oficialitățile din zonă să ne susțină mai departe și nu neapărat să venim noi, să vină alții, dacă îi lau adică, că nu trebuie să venim noi. Acum n-am vorbit neapărat în ideea că la anul să fiu iară prezent la Tazlă. Da, în efect. Da. Mulțumesc că nu m-ai criticat. Mai sunt dator să mulțumesc celor care ne-au mediatizat. Mihai de la 1TV, Gabi Muraru de la Turn, Pit, Leiam și YouTube. Florin Ghimiș, Florin Mihai, Ioan Clopoțel, Mihai Zaharia, care ne-a publicat în revista Apostolul, Constantin Ardeleanu, care a scris în frumoase cuvinte în prefața catalogului, și Mihai Balint. Și în primul și în primul rând lui Marinica și lui Anca, care ne-au făcut mâncare așa de bună. Bravo. Și se vede după noi că n-am răbdat acolo. Acum, chiar că sper că n-am mai uitat nimic, și atunci să dăm cuvântul domnului viceprimar pentru un cuvânt de încheiere. Dovadă că Tazlău este izvor de inspirație, este prezența dumneavoastră la Tazlău. Să știți că noi am fost onorați cu prezența dumneavoastră și sper ca în continuare să fie o tradiție tavăra de pictură la Tazlău. Vă felicit pentru, chiar în condițiile grele în care ați lucrat, pentru lucrările pe care le-ați făcut dumneavoastră și vă așteptăm cu drag în fiecare an la Tazlău. Mulțumim! Bine, declarăm expoziția deschisă până pe 14 octombrie. Vă așteptăm și cei care n-ați putut participa la vernisajul din această seară să vizionați această expoziție. Încă o mențiune din partea mea. Ștefan a amintit faptul că printre cei prezenți în sală sunt și elevii Liceului de Artă din Piatra Neamț. Vreau să vă spun un lucru. Poate și noi ne confruntăm cu aceeași problemă la Suceava, faptul că de multe ori sălile noastre, eu de multe ori glumeam că s-ar putea să fie la un dat o expoziție deschisă fără ca autorul să fie prezent la vernisaj, e o glumă. Nu credeți că o să se întâmple așa ceva? Nu cred că la noi, la Suceava, eu sunt și profesor la Colegiul de Artă, îi provocăm pe elevi să vină la vernisaje și nu îi provocăm la modul obligat să vină atunci când este vernisajul, dar cred că, și le spun copiilor care sunt acum în sală, nu trebuie să fie invitați de noi ca profesori, ar trebui ca să vină să ne spună nouă, domn profesor, este vernisaj la galeria la Scârvorești și îi spune cineva, nu mergem și noi? Sau veniți sau nu veniți? Deci ei trebuie să simtă lucrul ăsta. Pentru că ei sunt viitori, o parte dintre ei viitori artiști și cei care o să fie și ei puși în situația în care să aibă iubitori de artă, care să fie prezenți într-o galerie și care să vină cu plăcere și din tot sufletul. Că bănuiesc că pe niciunul de dumneavoastră nu v-a invitat și nu vă forțați să veniți acum în sala în care suntem noi. Ar trebui, cum spunea un coleg de-a meu ieri la un vernisaj,
ca și la intrare în galeria la Scărvorel, după un vernisaj, să fie coadă. Ar fi foarte frumos. Să stea la coadă și să treacă toți să vadă lucrările. Pentru că lucrările nu sunt făcute numai pentru dumneavoastră cei prezenți aici. Lucrările care sunt aici în sală sunt făcute pentru toți locuitorii de acest departament. Și sunt dorite din tot sufletul nostru și cu toată bucuria noastră. Și cred că fiecare care ar intra pe aici, dacă ar fi urmărit de un paparazzi și ar fi fotografiat la intrare și la ieșire, diferența dintre fotografii o să fie enormă. Atât ar vreau să vă spun. Mulțumesc! Bun, acum domnul viceprimar dă un pahar de vin.